Pentru televiziunea Agapea, televiziunea locală, vă rugăm să ne spuneți câteva impresii, câteva cuvinte, acum la sfârșitul spectacolului. Eu vreau să vă spun că de câte ori vin la Suceava am emoții, pentru că de la o vreme Suceava este un oraș și mai greu de cucerit, pentru că am impresia că publicul de la o vreme a uitat să vină la spectacolele noastre. Însă iată că de data asta ne-am întâlnit cu un public plin de entuziasm și cu dorința de a descoperi ce înseamnă totuși un spectacol care aduce o notă de noutate, să spunem, în acest peisaj al spectacolelor care se tot perindă pe la casele de cultură. Adică noi am completat spectacolul nostru cu o trupă de balet, cu un număr de atracție și ceea ce este important este că de data aceasta cântăreții cântă pe viu cu orchestră și asta este o dovadă și a seriozității noastre profesionale și a respectului nostru față de public și a faptului că noi vrem să dovedim publicului că într-adevăr suntem niște profesioniști și nu ne dăm înapoi să muncim și să transmitem emoția așa cum trebuie. Veți mai reveni în Suceava? Cu mare drag și chiar mi-e teamă să nu vin prea des la Suceava, însă asta am să o fac în primăvară pentru că acum am mai multe turnee, contracte semnate și trebuie să termin de muncit și după aceea în primăvară din nou vom relua turneele.